Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, subiectele acestei ediții. Posturi vacante la ISU Giurgiu. Mii de giurgiuveni fără card de sănătate. Mașini de epocă în paradă la Giurgiu. Lecție de circulație pentru copii. Copiii de la Dance World au reluat cursurile. Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu anunță organizarea unui nou concurs pentru angajări din sursă externă. De data aceasta este vorba despre 8 posturi de subofițeri la detașamentele Giurgiu, Bolintin Deal, Mihăile și Colibaș. Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu face noi angajări, deoarece după organizarea ultimului concurs au mai rămas 8 posturi vacante. 7 din cele 8 posturi scoase la concurs sunt pentru conducători auto pe autospecialele ISU de la detașamentul Giurgiu și de la subunitățile de la Bolintin Deal și Mihăilești, iar cel de-al 8-lea post fiind de subofițer operativ la Colibaș. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu reorganizează concurs cu personal recrutat din surse externe pentru 8 posturi de subofițeri. Acestea sunt la detașamentele Giurgiu și Bolintin Deal și la gărzile de intervenție Colibaș și Mihăilești. Cererile de înscriere se depun în perioada 21-28 septembrie la sediul ISU din strada Dorobanți, iar dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 5 octombrie. Concursul, programat în perioada 9-15 octombrie, va consta în 3 probe. Evaluarea performanțelor fizice în data de 9 octombrie, ora 11, un test scris în 12 octombrie, ora 12 și un interviu pe subiecte profesionale în zilele de 14 și 15 octombrie. Municipiul Giurgiu a fost în weekend capitala mașinilor de epocă. Zeci de pasionați automobilelor Trabant din toată țara au participat sâmbătă la cursa omagială dedicată împlinirii a 111 ani de la prima cursă auto din România. Pe traseul spre Giurgiu, zecile de automobile, deopotrivă de epocă și contemporane, au fost salutate de participanții la trafic, mai ales în centrul municipiului și până la Muzeul Teohari Antonescu. Sâmbătă a avut loc cursa omagială București-Giurgiu dedicată împlinirii a 111 ani de la prima competiție automobilistică din România din 22 septembrie 1904, organizată de ACR. La evenimentul omagial au participat pasionați ai autoturismelor Trabant din toată țara. Drumul nostru de astăzi este bine notat și în calendar, și pe hartă, și în sufletul nostru. Se împlinesc 111 ani de la primul raliu București-Giurgiu organizat de Automobil Clubul Român, cel care este părintele nostru al clubului trabantiștilor. Noi avem acest club înființat de 16 ani, dânsii ne-au crescut de când eram mititei și ne-a mai rărit că fetele care le-am avut în club inițial s-a numit Clubul Trabantistelor și acum suntem mix. Avem și fete și băieți. Istoricul traseu de acum 111 ani a fost înnobilat cu momentul omagial de la Călugăreni la monumentul Mihai Viteazul, marcând 420 de ani de la cea mai mare victorie a domnitorului țării românești la 23 august 1595 împotriva armatei Imperiului Otoman, care a stopat ofensiva turcilor spre Europa. Radu Cornel, membru al Trabantiștilor din România, spune că autoturismul pe care îl deține este o tradiție de familie. Primul autoturism cu această marcă îl deține încă din anul 1979. Astăzi se împlinesc 111 ani de la primul raliu regal. Toți trabantiștii din organizația noastră ne-am întâlnit astăzi, am venit la Giurgiu, sărbătorim acest eveniment important. Am venit cu bijuteriile noastre, mașină de istorică, să zic așa, mașină de epocă, da? Ținem foarte mult la această mașină și ne mândrim cu ea. Este greu de întreținut un Trabant? Nu este greu, mai ales atunci când îl faci cu pasiune și când mașina reprezintă tinerețea pe care ai avut-o și te-a însuțit în viață. Cu prilejul omagial al primei curse auto din România, președintele Automobil Clubului Român a donat Muzeului Teohari Antonescu o amplă lucrare monografică numită Cronica Centenarului ACR 1904-2004. O fotografie de la cursa istorică din 1904 pe traseul București-Giurgiu, precum și un portret al prințului George Valentin Bibescu, care a organizat această cursă.
Aproape 3.000 de carduri stau neridicate la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu, majoritatea pentru că giurgiuvenii nu au medic de familie. Peste 800 de carduri sunt destinate asiguraților casei obznași, care sunt așteptați la ghișeele CEASE pentru a intra în posesia documentelor electronice. La aproape o lună de la introducerea obligativității cardului la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu se mai află aproape 3.000 de carduri de sănătate tipărite, care așteaptă să fie ridicate de asigurați. Printre acestea sunt și 57 de documente electronice refuzate de giurgiuveni din motive religioase și primesc servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului. În momentul de față avem returnate 2.723 de carduri, dintre care 807 carduri sunt primite de la alte case. Avem 785 de carduri pentru asigurații obsnaj, avem 17 carduri primite de la Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița și de la Casa Municipiului București 5 carduri. Majoritatea cardurilor aparțin persoanelor asigurate, dar care nu au medic de familie și care își pot ridica documentul doar de la CEASE. Acest lucru este valabil și pentru asigurații casei obsnaj. Vă pot spune despre cardurile pe care le-am primit pentru a le distribui asiguraților obsnaj. Acestea nu au urmat medicul așa cum am procedat noi la Casa Județeană Giurgiu, au urmat adresa de domiciliu a asiguratului. Pentru asigurații obsnași care au domiciliu în județul Giurgiu, să se prezinte la Casa de Sănătate Giurgiu pentru a-și ridica acest card. Zilnic, în medie, 12 giurgiuveni se prezintă la ghișeele CEASE pentru a solicita cardul și în jur de 10 persoane declară cardurile pierdute și cer un duplicat. Doar o persoană sau două pe săptămână reclamă neactivarea cardului din cauza unor defecțiuni tehnice. Poliția română împreună cu un lanț internațional de hipermarketuri au dat sâmbătă verde la educație pentru circulație. Zeci de copii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani au învățat de la polițiștii de la rutieră cum trebuie să se comporte un pieton în trafic. Campania de educație rutieră s-a aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Avem aici o trecere pentru pieton. Ce facem? Ne asigurăm atât din stânga cât și din dreapta, da? Haideți, ne asigurăm să vedem dacă nu vine vreo mașină. Ne-am asigurat și mergem pe trecerea pentru pietoni. Haideți, înainte. Și am ajuns unde? Unde am ajuns? Zeci de copii însoțiți de părinți și bunici au participat sâmbătă de dimineață la o acțiune de educație rutieră. Evenimentul, ce face parte din cadrul campaniei Verde la Educație pentru Circulație, s-a desfășurat în parcarea unui hipermarket din municipiu. Acțiunea de conștientizare de către cei mici a importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație s-a aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Copiii au învățat de la polițiștii de la rutieră cum trebuie să se comporte un pieton în trafic. În cadrul acestei activități, poliția rutieră urmărește modul de educație al tinerilor elevi din cadrul gimnazial și primar, modul de deplasare al elevilor de la domiciliu către școală, alegerea locurilor de joacă. Le-am explicat câteva noțiuni din prevederile codului rutier, cum să traversăm strada, prin ce locuri trebuie să traversăm strada. Totodată, oamenii legii le-au verificat cunoștințele copiilor în ceea ce privește indicatoarele de circulație. Al doilea semn, al doilea indicator. Bicicleta. Accesul bicicletelor și pietonilor, da? Celălalt? Bicicleta. Accesul bicicletelor. Aici, ce avem? Imaginea asta? Trecere pentru pietoni. Corect. Chiar dacă o mare parte dintre cei mici nu s-au aflat pentru prima dată la o astfel de acțiune, ei spun că de fiecare dată când participă îmbină cunoștințele dobândite cu distracția. Ce înțeles tu din ceea ce s-a întâmplat astăzi aici? Să trecem pe trecerea de pietoni, să stăm când este roșu la semafor. Atâta. Este pentru prima dată când particip la o astfel de acțiune? Nu. Până acum, de acasă, lucrurile acestea totuși le știai. Le-ai pus în practică? Da. Am înțeles să ne oprim la stop și la verde să trecem. Vei pune în practică ceea ce ai învățat? Da.
Este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune? Da. Am înțeles să traversez. Și cum trebuie să traversăm? Când e verde, să traversez. Spune-mi, te rog, dacă este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune. Nu, e pentru a doua oară. Și de fiecare dată ai pus în practică ceea ce ai învățat? Da. Eu am înțeles că este un lucru foarte bun pentru a învăța circulațiile și este foarte distractiv în același timp. Este pentru prima dată când participi la o astfel de acțiune? Da. Vei mai participa și în anii următori? Dacă mai fi, da. În viziunea reprezentanților Poliției Române și a lanțului de hipermarketuri, conștientizarea de către cei mici a importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație este un factor foarte important ce poate conduce pe termen lung la reducerea semnificativă a numărului accidentelor rutiere în care sunt implicați copiii. Celebru prin lucrările sale care abordează genul literaturii de groază, americanul Stephen King s-a bucurat de ecranizarea volumelor sale aproape în totalitate. Romancier, scenarist, actor, producător de televiziune și regizor de film, King s-a născut pe 21 septembrie 1947. Specialiștii între ale scrisului și filmului apreciază că artistul posedă o bună cunoaștere a genului horror, însă Stephen a scris și câteva opere în afara acestui gen, evident și ele ecranizate. Stephen Edwin King, reputat scriitor american de novele și romane de groază, a avut șansa ca mai toate operele sale să fie ecranizate pe micul sau marele ecran. Acest lucru i-a creat posibilitatea americanului născut la 21 septembrie 1947 să devină în timp actor, producător de televiziune și chiar regizor de film. Despre King se spune că ar poseda o bună cunoaștere a genului horror, lucru argumentat prin chiar volumul său non-ficțiune Dans Macabru. Opera lui King cuprinde însă și câteva novele ori romane din afara genului, care l-au făcut celebru. Acestea, ecranizate la rândule, au beneficiat de o distribuție din care au făcut parte, printre alții, Tom Hanks, Jack Nicholson sau Morgan Freeman. I put that thing up on my face. Don't put me in the dark. Dad? What? You would never hurt Mommy or me, would you? Stand By Me este titlul unui alt film al cărui scenariu a fost stabilit plecându-se tot de la o novelă a lui Stephen King. None of us could breathe. Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower. The train had knocked Ray Brower out of his keds just like it had knocked the life out of his body. The kid wasn't sick. The kid wasn't sleeping. Operele lui King sunt construite în jurul unui protagonist neremarcabil, ca de exemplu o familie de clasă socială medie, un copil sau un scriitor. Personajul romancierului american este implicat în evenimente supranaturale și circumstanțe extraordinare, lucru care face din lucrările celui sărbătorit astăzi scrieri tentante și de luat în seamă. Pentru contribuție excepțională la literatura americană, Stephen King a primit în 2003 medalia Fundației Naționale de Carte, recunoscându-i se astfel și meritul de a fi un rege al scrisului și un maestru al ecranizării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. În continuare puteți urmări rubricile Sport și Meteo. Nu ratați apoi emisiunile Sport, Arena și Audiența. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!
Astra Giurgiu și-a păstrat poziția de lider în Liga 1 grație egalului 1-1 înregistrat în deplasare cu CFR Cluj. Rezultatul este considerat unul mulțumitor în condițiile în care de la Astra au lipsit Budescu, Teixeira, William, Junior Moraes, Geraldo și Bubacar, adică aproape jumătate din 11-le de bază. Clujenii au deschis scorul repede în minutul 6 prin Iacolis, la o fază la care arbitrul de margine nu a semnalizat un offside clar. Astra a egalat însă după pauză în minutul 51 prin Alibek, care a înscris cu un șut de la 14 metri după un corner executat de Boldrin. Antrenorul Marius Șumudică s-a declarat și el mulțumit de rezultat și spune că echipa a avut un joc bun. Mă mulțumește punctul. Am venit să nu pierdem, veneam după o înfrângere, apanaj al unui joc dezlânat cu pandurii. Nu meritam să pierdem, dar asta e, se întâmplă. Am jucat fără jumătate de echipă azi, îi felicit. Lucrăm foarte mult la fazele fixe, suntem preocupați de aceste lucruri. La meciuri la care nivelul este oarecum același, poți decide meciul dintr-o fază fixă. Îi felicit pe jucători. Alibek a făcut un meci senzațional, a alergat foarte mult, crește de la meci la meci, a declarat Șumudică la finalul partidei. În etapa viitoare, Astra Giurgiu va juca pe teren propriu cu FC Botoșani. Partida va începe de la ora 18:30. Meciurile seriei Sud din etapa a treia a Ligii a patra la fotbal au adus din nou multe goluri și 3 victorii ale oaspeților. Una dintre acestea a fost cea a campioanei, Arsenal Malu, care a ieșit învingătoare cu 3-0 în derbiul disputat pe terenul vicecampioanei Unirea Izvoarele. Spicul Izvoru a reușit să se implună și ea în deplasare cu 4-2 în fața Voinței Slobozia. A treia victorie în deplasare a fost înregistrată la limită, ASE Prundu, ASE Mihai Bravu 0-1. În ceea ce o privește pe Dunărea Giurgiu, aceasta nu a avut probleme în fața lanternei Progresul Valea Dragului, chiar dacă oaspeții au condus cu 1-0. În final însă, giurgiuvenii au câștigat cu 8-1 și se pregătesc pentru derbiul din etapa viitoare cu Unirea Izvoarele. Meciul a început destul de rău pentru noi, ca să zic așa. Am făcut o lovitură de la 11 metri pe care oaspeții au transformat-o, ne-au condus cu 1-0, dar echipa s-a mobilizat și după mai multe ratări am reușit să înscriem golul egalizator, după care istoria meciului s-a scris în favoarea noastră, un scor destul de mare. Puteam mai mult, dar suntem bucuroși că am terminat partida așa cum ne-am propus și așteptăm cu mare interes derbiul de sâmbătă cu cei de la Unirea Izvoarele. În celelalte meciuri din etapa a treia, rezultatele au fost următoarele. ASE Argeșul Hotarele, Mihai Viteazu Călugăreni 12-2, Real Colibaș Viitorul Vedea 8-5, Real Vărăști Dunărea Oinacu 2-1. După această etapă, în clasament conduce ASE Real Colibaș cu 9 puncte, urmată de Arsenal Malu 7 puncte, golaveraj plus 20 și CSM Dunărea Giurgiu 7 puncte, golaveraj plus 17. Pe ultimele 3 locuri se clasează Dunărea Oinacu, Viitorul Vedea și Progresul Valea Dragului, echipe care nu au obținut până acum niciun punct. Sala de sport a școlii gimnaziale Academician Marin Voiculescu a găzduit ieri un antrenament comun, un sparring în vederea pregătirii pentru concursul denumit Bucharest Challenge Cup, ediția a treia, ce va avea loc pe data de 10 octombrie. Au participat la antrenament sportiv de la toate cluburile de karate Kyokushin din Giurgiu, precum și din București și Tulcea. Majoritatea, într-adevăr, au fost din Giurgiu, dar peste 35 de sportivi, din câte știu eu, sunt și din alte cluburi din afară. Acesta este un ultim test pentru concursul care va avea loc la București pe 10 octombrie și este un sparing și scrim de experiență în același timp. Toate grupele de vârstă, de la 6 ani până la seniori, inclusiv seniori. E un antrenament foarte benefic, să zic, mai ales că este înaintea unei competiții, zic eu, puternice, Bucharest Challenge, care va avea loc pe 10 octombrie la București, o cupă organizată de Clubul Budo Gym, al cărui președinte sunt, și care de la an la an a crescut ca valoare și și numeric, ca și cluburi participante. Este un antrenament comun cu colegii din Giurgiu și cei din Tulcea, care este, să zic, foarte bun pentru copii, mai ales că e înaintea unei competiții. Sparingurile sunt benefice pentru toți sportivii, începând de la cei mici până la cei mari, pentru a-și dezvolta sistemul de luptă, de timing, e bun pentru orice și mai ales că schimbă adversarii, pentru că stând în sală
lupți o lună cu colegul, e binevenit. Exact ca și cum mănânci cartofi, cartofi mai vrei un pic de cărniță. Bucharest Challenge Cup, competiție care se află anul acesta la a treia ediție, se bucură de un interes foarte mare din partea cluburilor de Kyokushin. Anul acesta se estimează că vor fi prezenți la concursul din 10 octombrie peste 450 de concurenți de toate vârstele. După două luni de vacanță, școala de dans Dancehall din București a reluat cursurile la Giurgiu. Micii și mai mari dansatori au revenit nerăbdător la antrenamente și au început să pună în practică noi coreografii alături de cei doi instructori. Mulți dintre copii practică de 2 sau 3 ani cursurile școlii de dans Dance World, dar mai au ceva de lucru până la participarea în marile concursuri naționale sau internaționale. Asta nu înseamnă însă că dansatorii nu au făcut cunoștință cu publicul. Au deja câteva premii la activ, iar în acest an sunt prevăzute mai multe evenimente unde vor avea ocazia să arate ceea ce au învățat până acum. Pot să spun doar că doar pe un semestru că am participat la 3 festivaluri. Deci pot să zic că pe 2 ani un număr aproximativ ar fi cam măricel. Deocamdată nu am participat, cum am spus, la concursuri, deci nu putem discuta de premii. Da, nu putem încă discuta de concursuri, dar avem asta în vedere. Dar în schimb avem diplome, cupe și medalii. Pot să specific că nu am avut festivaluri de tip competitiv, cum am spus și în emisiune. Pot spune că am avut foarte multe spectacole, am organizat spectacole de Crăciun, în pași de dans unde copiii primesc un trofeu, cum au spus și copiii mai devreme, că au primit trofee, diplome și medalii, primesc medalie, un trofeu micuț pe care îi motivează foarte, foarte mult, o diplomă, cadouri, evenimente ce mai avem. Avem o colaborare cu Asociația Conil din București, avem 2 spectacole anual în Conil, în ianuarie și în mai, la sfârșitul lui mai. Organizăm noi un festival de arte pentru copii, se numește The Joy of Life, va fi a 5-a ediție, anul acesta, în iunie 2016. Și multe spectacole, festivaluri la care mai participăm, le organizăm noi, tot așa, de 8 martie, de Ziua Femeii, de Ziua Copilului, de Crăciun, am spus, de Paște. Vrem iar să organizăm un spectacol aici în Giurgiu, de zilele orașului Giurgiu. Vrem, cum am spus și în emisiune, să facem încă o dată un flash mob aici în Giurgiu, să strângem pe toți copiii, și copii și adulți, să fim foarte mulți, să facem un coreografie și să danseze toată lumea acolo în centru. Până la această dată, școala de dans Dance World lucrează cu 5 grupe de copii, de la preșcolari până la elevi de liceu, însă oferta este deschisă pentru toți cei care vor să facă mișcare și să pătrundă în tainele dansului modern. Deci în fiecare sâmbătă noi avem cursuri în intervalul 9-14-20. Deci noi avem ședința constă într-o oră și 40 de minute. Și eu cu Cosmin avem deocamdată 3 grupe și 2 grupe. Pe lângă proiectele pe care le are în vedere cu actualii cursanți, dar și cu cei care doresc să se înscrie, școala de dans Dance World intenționează să deschidă și un curs de balet cu instructori calificați din București. Cei interesați pot obține relații la Secretariatul Grădiniței Private din strada Dunării numărul 44. Va fi în general frumoasă, dar și ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în sud-estul țării, în timp ce în restul teritoriului valorile termice în ușoară creștere se vor încadra în general în limitele normale ale perioadei. Vremea la Giurgiu va fi în continuare ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Astfel, temperatura maximă va fi de 26-27 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Marți, în județul Giurgiu, se vor înregistra 26
26 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 27 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 14 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 58%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind minus 51 cm.